Aureasa, după nu este la legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc, domnule profesor, pentru această intervenție. Bomba politică în afara acestui context nefericit, tragic, de la Caracal, este anunțul făcut de Călin Popescu-Tăriceanu, din care am înțeles, cum ar spune Caragiale, s-a hotărât, dar nu s-a decis. Adică, domnia sa inițial a spus că s-a decis o alianță cu Victor Ponta și avem și acea postare, vă rog să dăm, pentru că și fotografiile sunt foarte interesante cu oamenii care stau la această masă, după care a șters s-a hotărât și a spus am discutat. Până la urmă, aș vrea să întreb totuși aici, pentru că avem reprezentantul ALDE. S-a luat vreo hotărâre? Aveți alianță cu Victor Ponta și România? Da, eu am ajuns la acea întâlnire, am ajuns ceva mai târziu. Au existat discuții pentru a încerca pe viitor o alianță ALDE pro-România. Lucrurile sunt simple, sunt clare, ne dorim și unii și ceilalți acest lucru. Nu s-a bătut în cuie absolut nimic, nu s-au luat hotărâri definitive, ci doar s-au discutat posibilitățile care ar putea duce la o astfel de alianță. Și cert este momentul de față că aceste discuții vor continua. Cine este domnul care stă lângă Victor Ponta? Iertați-mă că eu un fost coleg de-al dumnealui din PSD, nu știu cum se numește. Îl recunoaște cineva? Nu văd de la reflector. Se vede, exact, dânsul nu se vede. Da. Deci lucrurile sunt avem clare. Vom avea în continuare discuții pe tema deci aceasta. Deci nu ați făcut încă o alianță cu Victor Ponta și Pro-România? Bine, stați o secundă. E clar că orice discuție care are loc la nivel de lider trebuie dusă și în cadrul celor două partide, în forurile partidelor. Hai să mă întreb altfel. Ar accepta PSD-ul o coaliție sau, mă rog, o alianță ALDE Pro-România? E, vedeți, dumneavoastră, mi-e foarte greu să răspund în locul PSD-ului, ar trebui întrebați colegii de la PSD, dar ceea ce vă pot spune foarte clar, că și PSD, la coaliția de azi, ce că și PSD cu o zi înainte de a avea noi discuțiile astăzi, adică ieri a avut discuții cu colegii din Pro-România. Deci acum asta aceasta. Mă bateți deci, pe Pro-România. Nu, că ne batem. Toată lumea discută cu toată lumea, e firesc, e normal, urmează campanie electorală. Domnule Bielan, ce știți dumneavoastră? Se semnează această alianță? Se rupe coaliția ca urmare a alianței ALDE Pro-România? Nu, eu o văd altfel, dați-mi voie. E vorba, de fapt, de un prim pas în perspectiva unificării stângii românești și a centrul stângii românești, dacă vreți, fiindcă ALDE nu e chiar de stânga. Sigur nu e de stânga. Și această unificare e din perspectiva unor două obiective extrem de importante. Unu, securizarea majorității parlamentare pentru a guverna până anul viitor, în noiembrie, cum vor fi următoarele alegeri generale. Și doi, securizarea candidatului PSD ALDE Pro-România la alegerile prezidențiale turul întâi. Care să fie cine? Care probabil sau cel mai probabil va fi doamna Viorica Dăncilă ca reprezentant al cel mai mare partid. Domnul Băieșanu dă din cap. Nu văd că din păcate nu sunt fața unui monitor. Păi da, noi avem candidat. Noi cei de la ALDE avem candidat. Da, se numește Călin Popescu Tăriceanu. Și un candidat care se bucură de multă notorietate în rândul electoral. Domnule Bilanu, dar nu prea se vede asta cu unificarea și zice, vă spun că domnul Varujan Vosganian se ceartă cu domnul Teodorovici cu rectificarea bugetară și cu banii dați serviciilor secrete și o întreagă ceartă pe această temă și înțeleg că astăzi la coaliție fiecare a plecat cu ideea lui în cap, adică nu s-a ajuns la un consens. Cătălina, sunt jocuri politice, sunt negocieri între partide, sunt lucruri care se întâmplă firesc. Ce vreau să spun, de fapt? Am terminat de curând o analiză pe București. Așa. Și, de exemplu, în mod evident, o Viorica Dăncilă, sprijinită de celelalte două partide în afara PSD-ului, are mult mai multe șanse în a se califica în turul 2, mai ales că Bucureștiul are o chestiune absolut specifică, o Uniune a Salvat României, un USR extrem, extrem de puternic. Ce procent aveți, domnule profesor? Nu vă las după procente. Cert este că doamna Dăncilă se duce în turul 2, având aceste celelalte două partide și în spate. Și dacă nu le are? Și mai este o surpriză, nu mă așteptam, că pe lângă alți nominalizați, de pildă, este și doamna Ramona Brunsils, de exemplu, cu are 3 sau 4%, nu mai știu exact. Sigur că aici, în București, e dată fiind specificitatea orașului și a electoratului său, lucrurile nu sunt chiar așa similare cu cele care se întâmplă la nivel de țară. Însă revin și spun,
Doamna Dăncilă are o șansă în plus, dacă va reuși să negocieze cu celelalte două partide, o candidatură unică în numele domniei sale și prin numele domniei sale, ceea ce la nivel general, național, poate să dea speranțe reale că se califică în turul 2. Deci dumneavoastră spuneți așa, că doar cu sprijinul ALDE și Pro-România, da, Viorica Dăncilă are șanse să intre în turul al doilea. Cătălina, stânga astăzi suferă de ceea ce în ultimii 30 de ani a suferit dreapta românească. Adică o divizare a electoratului. În mod evident, se mai duc voturi dacă al candidat separat din PSD. Dar cei de la ALDE, până în acest moment, domnule profesor, și domnul Băișanu, practic confirmă ce s-a întâmplat până acum, nu par dispuși să negocieze candidatul. Adică ei au spus ba da, noi suntem dispuși să negociem cu PSD-ul pentru a primi sprijin din partea PSD pentru domnul Tăricianu, care ar avea șanse sprijin, mult mai mari. Domnule Băișanu, sunt șanse să ieșiți de la guvernare sau nu? Aici nu se discută chestiunea în sine. Dacă nu primim sprijin, ieșim de la guvernare, pentru că n-ar fi corect. ALDE este la guvernare și o face datorită responsabilităților pe care și le-a luat în momentul în care a fost votat de cetățeni. Aș putea să vă spun că în momentul de față nu ALDE susține guvernarea, ci USR și PNL sunt aliații cei mai de seamă a PSD, pentru că atâta e o chestiune de logică. Atâta vreme cât nu vrei să intri la guvernare, înseamnă că îi susții și îi sprijin pe cei care se află în momentul de față la guvernare. Iată, oameni care vor să voteze femei în funcții înalte ale statului, Viorica Dăncilă și Ramona Bruinsils, era cea de-a doua variantă pomenită de Maurice Pielean. Sigur că domnul Tăricianu a făcut tot ce a stat în putință. Da, trebuie să luăm publicitate, iertați-mă, domnul avocat. Mulțumesc, domnule Pielean, pentru această intervenție. Luăm publicitate și ne întoarcem, rămâneți cu noi.